În urma unui bal caritabil, clubul Rotary Probitas a strâns aproape 30.000 de euro, bani pe care a hotărât să investească în renovarea urgenței de medicină dentară și a ambulatoriului de chirurgie orală și maxilofacială. După un an de activitate și de muncă intensă, împreună cu partenerii noștri și cu cei care au contribuit, am reușit să ducem la bun sfârșit această secție. Echipamentele de ultimă generație cu care a fost dotat ambulatoriul au fost cumpărate de Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. Dacă ne uităm în spate unde există imagini de la partea inițială a proiectului, sigur ne dăm seama că este un salt imens, atât din punct de vedere al confortului, cât și a calității serviciului medical, deci confortul pacientului și calitatea serviciului medical. S-au făcut aceste investiții în primul rând pentru studenții Facultății de Medicină Dentară din Craiova și din acest punct de vedere gândesc eu că ne situăm peste multe universități de medicină și farmacie din țara noastră. Clinica de chirurgie orală și maxilofacială este singura de acest fel din Oltenia. Anual, peste 10.000 de pacienți trec pragul ambulatoriului și sute de studenți și medici rezidenți fac practică aici.